tu și e vestit. Amicopa cel voinic. Ne-am pus la masă, băi nene, și mi-a făcut o surpriză, un puști. A venit un puști cu un buchet de flori la mine. Am venit pentru dumneavoastră să vă dau aceste flori, pentru că luați foarte multă bătaie de la domnul Neamărin. Oh, laureat la cel mai bătut om din planetă. Mulțumesc mult de tot. Cum te cheamă? Achiloae Constantin Cătălin. Cătălin, ești tu, Cătăline. Da. Stai în ploaie? Da, m-am chinuit foarte mult să ajung la tine pentru că ești... De ce? Pentru că sunt fanul tău numărul 1. Ia uzi, bate cuba, tu să nu faci prostiile pe care le fac eu, da? Nu. Mamă, mi s-au umplut ochii de lacrimi, mi-a zis, bă, nu se poate așa ceva. Deci, cel mai bătut om de pe planetă eu sunt. Am primit și premiul acum de la noul meu prieten și îi mulțumesc. Bravo! Totuși, sunt bun la ceva. Zic, cu cine ai venit? Zic, cu mama. Uite cum facem. Hai să merg eu cu tine și cu la maică ta. Să-i dau eu buchetul ăsta de flori din partea mea, pe dacă mi le-ai dat mie, pentru că a făcut un băiat extraordinar de curajos. Că trebuie un pic de curaj să intri pe un platou de filmare. Colac peste pupăză și cea mai mare surpriză, în luna august, cine intră pe ușa tavernei? Bună ziua, bună, dragii moșule! Doamne, măcați aici, talentul mă, talent! Eu am crezut prima oară că e o farsă. Am crezut că se dezbracă în chiloți, știi, cu un ciorap de la lung așa, și că face ceva, un dans de ăsta sexy, motherfucker. Ce de lume bună! Bă, doar eu îl văd. Ne uităm unii la alții, bine. Adică, îl vezi și tu. Dar de ce vă uitați așa? Păi, n-am mai văzut Moș în august. Nu! Ne face cineva o farsă, suntem cu camera ascunsă. Am greșit emisiunea. Eu cred că am greșit emisiunea. Sorelele mele bătrâne nu prea mai suportă frigul din Laponia. Și atunci am ales să pot să stau, dragul moșului, lângă tine. Am zis că e o farsă de-a lui Neamărin. Am zis că eu... Știi, nu știi la ce te aștepți. Eu sunt supărat pe Moș Crăciun. Bă, nu 41 de ani, dar 35 n-a venit. Mă, n-a venit. Eu nu l-am văzut. Deci, supărat, nevoie mare, nici nu vreau să-l văd. Uite, ajută-mă, oferă tu niște bomboane la cei de aici. Ne-a explicat că lui place foarte mult România și că s-a mutat aici. Și ne invită la el acasă. La satul lui Moș Crăciun. Satul lui Moș Crăciun. Mi-ar prinde bine un pic de ajutor, să vă spun drept, dacă ce eu vă știu fără? Oameni buni. Așa că vă aștept. Speranța că la tine. Am plecat din Câmpul Lung, moldovenesc. Am ajuns direct la Valea Celor 12. Grăbit cum sunt eu, am coborât cu gândul să mă întâlnesc cu echipa mea. Mamă, ce surpriză! Eu cu folclorul și cu voi cu motocicletele. Te-am fugărit la bani? Voi, dar ne-au văzut și s-au sperat. Și eu lucrez cu voi? Da, ce tare! Noi trebuie să facem treabă. Da, dar nu cu astea, cu nuiaua, la noi nu prea merge treaba. Cu pistolul? Nu, cu praștie, cu praștie. Eram flancat în dreapta și în stânga de 4-5. Mă simțeam așa, parcă eram un Rambo din ăla. Hai, mamă, dar ce tare. Aici sunt și ai mei, dacă trebuie să aduc ceva eu. Nu. Cum stăteam noi și ne uitam la Moș Crăciun și la fasole, cine credeți că apare? Moșene care vine pe la gene. Grinciu Crăciunului. Grinciu al Augustului. Grinciu bucuriei și a caselor și a liniștei. Atenție! Ia-te, Neamărine, te caută Moș Crăciun! Am zis, nu se poate. Unde am nimerit eu, frate, aici? Deci, la motocicliști și la Moș Crăciun. Era așa, o țară de busolat, așa, era o țară speriată, așa... Păi stai, mă, frate, e iarnă? E iarnă, dar ia să te pupe, moșul. Să gândea, ori fi făcut ăștia ceva, n-or fi făcut, ori fi făcut răcii pe aceea, s-or fi bătut, s-or fi întâmplat, că el e grijuliu. Cu emisiunea lui. E foarte grijuliu. Cum a fost? Bă, ce să, dar ce? Nici nu te-am simțit lipsa că e același lucru. Să te pup! Bă, îți dai seama că dacă era ceva nasol, începea cu o palmă. Așa că a început cu un pupic. Ce preferi? Pe tăticul sus sau pe ăsta? Pe ce? Că mai bine originalul decât un fake. Unde credeți că...